Primăria Municipiului Timișoara și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Vest au anunțat finalizarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai pe traseul 4, Bulevardul Cetății. Proiectul a fost finanțat prin programul Regional Vest și ADR Vest. Proiectul a inclus modernizarea unei linii de tramvai și a părții carosabile pe o lungime totală de 3,5 km, precum și reabilitarea infrastructurii aferente. De asemenea, au fost implementate sisteme noi de bike-sharing și management al traficului pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană. Primarul Dominic Fritz a subliniat importanța acestui proiect pentru mobilitatea urbană și calitatea vieții locuitorilor. Bulevardul Cetății este o investiție pentru toți timișorenii. Sunt încrezător că tot mai mulți timișoreni vor utiliza transportul public verde și bicicleta, măsuri ce vor duce la un mediu mai calitativ, a transmis primarul Dominic Fritz. Totodată, Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest, a subliniat de asemenea impactul pozitiv al investițiilor. Ne bucurăm de faptul că finalizăm acest proiect din fonduri europene, care asigură timişorenilor un sistem de transport public modern și ecologic. Proiectul a avut ca obiective specifice reducerea timpilor de circulație, reducerea cheltuielilor de întreținere precum și creșterea confortului și siguranței pentru pasageri. Autoritățile locale vor continua să investească în îmbunătățirea infrastructurii pentru a promova mobilitatea durabilă și un mediu urban de calitate.